Deschideți, vă rog, Scripturile la a doua epistolă către Corinteni. Capitolul 6, a doua epistolă către Corinteni. Capitolul 6 și vom citi de la versetul 11. Ascultați cuvântul Domnului din 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel, vă vorbesc ca unor copii ai mei, lărgiți-vă și voi. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Amin. Amin. Cu bucurie stăm înaintea voastră din nou. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să încep de la sfârșit, cu ultimul verset pe care l-am citit și anume, spune Apostolul Pavel, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Dacă ne întrebați sau dacă nu ne întrebați, acesta este răspunsul nostru la cum suntem. Și cred că este un răspuns potrivit și din partea voastră. Este un răspuns mai potrivit și mai sincer decât... Acel sunt bine, totul e ok, slavă Domnului. Cred că suntem mai aproape de adevăr când spunem ne saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Și mă bucur pentru această practică pe care o aveți și mi-a adus aminte fratele Ciprian că o veți repeta și probabil că o faceți de o bună bucată de vreme și anume momentul de rugăciune la sfârșitul serviciului de seară, doar seara, în care aduceți la cunoștință, în mod special, fraților din biserică, problemele, dificultățile, momentele care vă stau în față și care pot să vă cauzeze necazuri și în care aveți nevoie de tot sprijinul fraților ca să treceți peste ele. Poate țineți minte și dacă nu țineți minte cei care ați fost data trecută când am mai slujit, sumarizez pe scurt ceea ce am spus și într-un, dacă i-aș da un titlu, mesajul a fost un îndemn la a merge, un îndemn la a sluji față de cei din lume, un îndemn de a deschide spre cei care sunt încă pierduți. Fiindcă, înainte de acel îndemn, prin care am învățat că Dumnezeu este conlucrător sau noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrează cu noi în această lucrare de mântuire și de mărturisire, de propovăduire a Evangheliei, fiindcă înainte de a ne pune în această lucrare, ne-a pregătit pentru ea și știm, cunoașteți bine versetul din 2 Corinteni 5:17, în care spune, suntem o creație nouă, o făptură nouă, o nouă edificare, o nouă construcție. Tot ce a fost vechi a fost demolat, desfăcut, distrus și... Suntem o făptură, o creație nouă, de aceea putem acum să fim conlucrători cu Dumnezeu, putem să fim acei oameni cărora le pasă și de mântuirea celor din jurul nostru
și suntem și putem fi acei trimiși, acei ambasadori care în vâltoiul și în lupta acestei lumi, în înverșunarea acestei lumi, putem sta de partea împăratului nostru, de partea împăratului luminii și a curăției. Știm bine că atunci când am fost făcuți făptură nouă, cu alt verset din Coloseni 1:13, ne spune că am fost strămutați din împărăția Întunericului și de sub puterea Întunericului, am fost strămutați într-o nouă țară, într-o nouă domnie, sub domnia unui nou împărat care de data asta spune îl slujim pe el și îl slujim pe fiul său care a murit pentru noi, pentru ca cei pentru care a murit să nu mai trăiască pentru sine înșiși, ci să trăiască pentru cel care a murit pentru ei. Deci dacă data trecută v-am îndemnat să deschidem spre lume și să mergem, să ne apropiem de lume, acum Pavel ne atenționează și ne învață și pe cealaltă parte, și anume cum să mergem și cum să facem acest pas, fără ca noi să fim cuceriți de lume, ci lumea să fie cucerită de noi, mai exact de Dumnezeu nostru prea puternic. Și vedem din citirea acestei epistole că omul nou, Pavel, apostolul Pavel, vine la cei din Corint, prin propovăduirea Evangheliei, ei sunt mântuiți și schimbați, trăiesc o transformare reală, se întâmplă o schimbare foarte mare în viața lor, se bucură de noua lor viață, se bucură de învățătura pe care au primit-o, sunt schimbați și eliberați din multe păcate și totuși când apostolul se îndepărtează, când pleacă de la ei, vin și apar tot felul de învățători, tot felul de apostoli falși, care subminează lucrarea lui și care îi fac pe cei din Corint, fac biserica din Corint să se rupă și să se răcească față de apostoli și nu doar față de apostoli, ci și, și unii față de alții. Când citim prima epistolă spre Corinteni, către Corinteni, ne dăm seama că sunt acolo multe probleme care rup, care sfâșie, care putem spune amărăsc legătura frățească și amărăsc părtășia din biserică. Pun multă amărăciune între frați. De fapt, ce se întâmplă, spune Pavel? Noi v-am iubit, am venit către voi, fiindcă v-am iubit, am deschis către voi. Dumnezeu a conlucrat cu noi prin Duhul Sfânt și v-a mântuit. Și după aceea, deși ne-ați iubit pentru o scurtă perioadă de vreme, au venit niște învățători falși care au spus că noi suntem, nu suntem apostoli adevărați, că noi suntem după banii voștri, că noi suntem după avantaje materiale și inima voastră, spune Pavel Corintenilor, s-a închis față de noi, s-a răcit acea dragoste. Dar dragostea când se răcește față de frați, se întâmplă și un alt lucru, care îl înțelegem acum în text și despre care ne avertizează Apostolul Pavel. Mulți cunosc acest pasaj care începe din 2 Corinteni 6 de la 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, dar uităm și cred că este destul de rar când punem în legătură și în context acest text și îl legăm cu acest scurt paragraf care vorbește despre creșterea și nevoia de a crește în dragoste în biserică. Pavel spune, voi nu ne mai iubiți pe noi, dar în același timp ați deschis inima pentru alții. S-a lărgit inima voastră către lume. De aceea le spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Dacă aducem în mintea noastră lucrarea și chemarea pe care o avem ca și ambasadori, smulși din acea mizerie, strămutați în noua împărăție, educați, transformați, făcuți o nouă făptură și trimiși înapoi în lume ca să lucrăm spre mântuirea celorlalți. Sensul vieții noastre în lume se pierde dacă ne murdărim și dacă ne mânjim din nou. Corect? Efectul vieții noastre și a vieții noastre personale și a vieții de comunitate și de biserică se pierde dacă noi nu ajungem acolo unde trebuie să ajungem și anume, vedem în capitolul 7, pe la versetul 3, spune, vă spun aceste lucruri ca să trăim împreună
și să murim împreună. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte sau ca să trăim împreună și ca să murim împreună. Cândva am trăit și am murit împreună cu lumea, corect? Am trăit în păcate cu ei, am umblat după aceleași lucruri cu ei și prin moartea și prin botezul în moartea lui Hristos a fost înviat și adus la o viață reală și la o viață nouă. Această dragoste care ne-a mântuit a fost atât de fascinantă pentru noi și am spus fraților care ne-au smuls din mizerie, am spus celui care a vestit Evanghelia că te iubesc atât de mult că te-ai aplecat la mine, ți-a păsat de mine și mi-ai spus, m-ai iubit destul ca să-ți deschizi gura și să depui o mărturie, să mă avertizezi și să mă scap și să mă eliberezi din viața veche. Dumnezeu ne trimite înapoi la cei pierduți să avem aceeași dragoste și inimă mare și inimă deschisă față de ei și o gură plină de slava și lauda numelui lui Hristos care a murit pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Hristos care a murit pentru ei. Deci ne-a atras și ne-a fascinat, ne-am bucurat de acea dragoste pe care am găsit-o în împărtășirea fraților, în biserică. Cu acea dragoste, cu acea echipare am mers în lume și aici, în această lucrare în care suntem puși, primim această avertizare de la apostol, ba mai mult, în cazul celor din Corint era o situație clară, că inima lor s-a răcit, dragostea lor față de apostol și față unii față de alții s-a răcit, fiindcă s-au înjugat la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Adică, ceea ce odată au osândit și au spus că nu era bine, n-am făcut bine, n-am trăit cum trebuie, viața pe care o trăiam era o moarte, se întorc la ea și din împărăția luminii se întorc în împărăția întunericului. Dar nu se întorc ca să mântuie și ca să evanghelizeze oamenii, ci se întorc în inima lor. Așa cum citim în istoria sacră că Israelul de mai multe ori se întoarce în Egipt în inima lui. De aceea Pavel spune, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Adică am fost făcuți neprihăniți, am fost îndreptățiți prin credința în Hristos. Ce legătură mai poate fi între neprihănire și fără de lege? Și dacă citim și vă aduc aminte despre momentul din 1 Corinteni 10, când Pavel spune, când mergeți la templul idolilor, ajungeți în împărtășie cu dracii. Vă întoarceți la cele vechi, ați fost eliberați de la cele vechi, nu vă întoarceți la ele, nu vă înjugați din nou la un jug nepotrivit, fiindcă această umblare și această închinare incorrectă, această slujire nu este față de Dumnezeu, ci este față de lume, este față de Dumnezeul acestei lumi. Este o acțiune, este un pas total neconsecvent. Ambasadorul nu trebuie, nu poate să se comporte așa, este nedemn de el ca să se murdărească și ca să se întoarcă în cultura acelei lumi stricate sau ca să preia toată cultura greșită pe care el a venit să o schimbe, să o modifice, să ilumineze pe acei oameni. Deci când dragostea din biserică se răcește, când inima se strânge, când inima este la strâmtoare unul față de altul, când începe să îmi placă mai mult viața veche sau acolo unde am fost pe vremuri sau nu mai cred că este așa de greșit cum a fost pe vremuri, înseamnă că am ascultat o vorbire și am fost păcălit în loc să influențez eu lumea în care mă trimite Dumnezeu să rugăm oamenii să fie mântuiți și împăcați cu Dumnezeu, alții, vorbirea altora, minciunile lor ne-au convins pe noi că ceea ce fac ei este bine. Același avertisment îl primesc cei din Efes în capitolul 5,
De la versetul 6 citim în felul următor, zice: nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Cu alte cuvinte, același îndemn îl primim și în acest pasaj: nu mai umblați ca și copiii întunericului, deși suntem trimiși înapoi, suntem puși, suntem lăsați în această lume a întunericului, noi suntem copiii luminii. Noi când ne întoarcem spre ei, ne întoarcem cu dragoste mântuitoare, nu ne întoarcem cu poftele noastre și nu preluăm redobândim și dăm loc din nou poftelor vechi pe care le-am avut. Este total inconsecvent, este total de neînțeles ca cel neprihănit să se asocieze în închinare, în fapte religioase, în gândire cu cei fără de lege. Este inconsecvent, este incorrect. Suntem o nouă făptură, ei sunt făptură veche, suntem trimiși la cei pierduți, la cei morți, ca să fim o lumină pentru ei, ca să fim un exemplu pentru ei, ca să avem ceva atractiv și diferit față de ei. Mergem la ei ca să-i facem să dorească să iasă din viața lor veche și să vină în comunitate și împărtășie cu noi. Și când le spunem dorim să trăim și să murim împreună cu voi, acest lucru să însemne ceva foarte, foarte prețios pentru cel pierdut. Fiindcă cel pierdut în lume, în viață, nu are pe nimeni căruia să-i pese de viața lui cu adevărat. Toți care vin spre el, toți care se apropie de el, au un interes josnic, au un interes de dos, au ceva gând în spatele vorbelor și faptelor. Deci când noi venim și spunem vrem să fiți mântuiți, vrem să fiți eliberați, veniți între noi, fiindcă noi suntem oamenii care spunem și care ne iubim unii pe alții și care spunem vrem să trăim și să murim împreună, este ceva străin ce spun acum? Sau voi nu vreți să trăiți și să muriți împreună? La nivel de biserică locală și nu doar, vom vedea sau se poate vedea în pasajele următoare, planul lui Dumnezeu este ca dragostea și unitatea să fie mărturia bisericii adevărate. Țineți minte și din rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, când spune: atunci când ei vor fi una ca și cum sunt eu una cu Tatăl, atunci va ști lumea, atunci va înțelege lumea, atunci va crede lumea. Repetă de două ori, spune Domnul Iisus Hristos, repetă nevoia după unitate, nevoia după o dragoste care să fie o putere atrăgătoare, care să facă din biserică un locaș, un loc și un oraș unde să se adepostească, unde să fugă cel păcătos, unde să vină pentru eliberarea lui. Deci este total inconsecvent, total de neînțeles când cel neprihănit se joacă cu lumea, se joacă cu fără de legea, se întoarce în mod incorrect când se apropie de lume, în mod incorrect. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sunt lucruri diametral opuse, n-au ce căuta unul lângă altul în credință, în înțelegere. Ne apropiem de ei, nu ieșim din lume. În aceeași rugăciune a Mântuitorului nostru spune: nu mă rog pentru ei ca să-i scoți din lume. Pavel spune celor din Corint, în 1 Corinteni 6, zice: nu vorbesc despre curvarii și despre păcătoșii din lume, atunci ar trebui să ieșim din lume dacă vă spun să vă rupeți de ei. Trebuie să ne rupem de păcatul din biserică. Deci să nu permitem păcatul să se întoarcă în biserică sau noi să ne întoarcem la viața păcătoasă. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeu celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum se împacă? Nici cum, nu foarte bine. Doar două menționări scurte din istoria sacră. Momentul în care în 1 Samuel, după o luptă
pe care Israel o pierde, spun, a, știm de ce am pierdut, chivotul Domnului n-a fost cu noi. Luăm chivotul, îl ducem la luptă. Și deznodământul evenimentelor ne învață că Dumnezeu Sfânt nu stă bine cu poporul păcătos. Pleacă de la ei, practic, chivotul îi părăsește și merge la cealaltă națiune, la dușmani, merge în orașul dușmanilor și este pus acolo în templul idolilor. Dumnezeu Sfânt nu stă bine nici cu poporul păcătos și nici Dumnezeii păgânilor nu stau bine cu Dumnezeul cel drept și adevărat. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Păi nicicum. Le cam taie mâinile, le cam rupe mâinile și le taie capul. Avem nevoie, fraților, de toată dragostea, de toată legătura, de tot suportul și de tot sprijinul frățietății și al comunității, ca să putem face acel lanț și acel pas, ca să ne întindem și ca să ne aplecăm, să ne apropiem de cei pierduți și să-i smulgem, dacă putem, din foc, fără să ne întinăm pe noi înșine, fără să cădem și noi, fără să ne înjugăm, fără să ajungem să ne înjugăm într-un mod nepotrivit cu cei necredincioși. Este de neînțeles, este inconsecvent, este un sacrilegiu. Rupem și mânjim și supărăm sfințenia lui Dumnezeu când amestecăm lucrurile vechi, lucrurile idolatre, lucrurile trecătoare cu slava și cu lucrările care aparțin de închinarea față de un Dumnezeu viu. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, spune. Idolii sunt morți, nu există, nu sunt nimic. Sunt impersonați eventual de niște draci care încurajează lumea să creadă în ei. Dar noi suntem Dumnezeul, templul Dumnezeului celui viu, de aceea este un afront la sfințenia lui Dumnezeu să ne înjugăm într-un mod nepotrivit cu lumea. De aceea spune, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii. Face o promisiune Domnul și acel vă voi primi este un cuvânt foarte puternic, foarte interesant. Apare o singură dată în Noul Testament. A primit cu favoare, a primit cu toată dragostea, a primit cu brațele deschise și este mult mai puternic, deși seamănă cu ceea ce Pavel le spune corintenilor. Primiți-vă, faceți-ne și voi la fel, lărgiți-vă față de noi. Sau mai târziu în capitolul 7 cu 2, înțelegeți-ne bine, spune Cornilescu, alte traduceri spun primiți-ne, deschideți-vă inima față de noi. Cuvântul ne îndeamnă să mergem în lume, cuvântul ne îndeamnă să ne apropiem de cei din lume, să le ducem vestea bună, să le spunem despre împăcarea în Hristos, să ne deschidem inimile față de ei și gura ca să le mărturisim numele lui Hristos și în același timp ne spune să nu ne lărgim inimile față de lucrurile lumii, să nu primim lumea în inimile noastre, ci inimile noastre să fie lărgite față de frați, față de biserică și față de celelalte biserici din comunitate și din jurul nostru. Avem niște promisiuni foarte importante. Vă voi primi. Dar ca să se împlinească aceste promisiuni, noi trebuie să fim ascultători când spune ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Este nepotrivit, este fără sens ca cel neprihănit să se întoarcă în mod nepotrivit în lume. Este un afront la sfințenia lui Dumnezeu, este un sacrilegiu. De asemenea, este o neascultare. Pur și simplu este o neascultare. Ieșiți din mijlocul lor, spune. Despărțiți-vă de ei. Ca să primim binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să fim ascultători în acest domeniu. Când spune, vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii, putem foarte ușor înțelege că Pavel înșiruie niște versete și niște adevăruri din Vechiul Testament, nu le citează,
cuvânt cu cuvânt, ci adună un mănunchi de adevăruri și face referire la 2 Samuel, capitolul 7, când Domnul Dumnezeu îi face o mare promisiune lui David și anume că va avea un fiu, că va avea un fiu mereu, care va sta pe tron mereu, care va împărăți mereu și mai mult de atât, asta este promisiunea binecuvântării, mai mult de atât, acest fiu va fi atât de îndrăgit și iubit într-un fel atât de dumnezeiesc și atât de înțelept, încât atunci când acest fiu nu va asculta, va umbla neascultare față de Dumnezeu, atunci va fi lovit cu lovituri care se potrivesc pentru un bărbat. Deci, atâta timp când poporul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, se îndepărtează de lume și când se apropie de lume, nu cade în ispita lumii, nu se înjugă la un jug nepotrivit și îndeplinește ascultarea față de Dumnezeu, putem să ne bucurăm și să gustăm acele binecuvântări care înseamnă pentru noi un împărat care împărățește, un tron care rămâne, o biserică care este curată și rămâne și rămânem cu atenționarea și este adevărată atenționarea în dreptul nostru că dacă nu ascultăm, atunci putem să ne așteptăm la mustrarea, la nuiaua lui Dumnezeu. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, spune mai departe Apostolul, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Toate aceste promisiuni, toate aceste avertismente sunt instrumentul Domnului ca să ne educe, ca să ne schimbe, ca să ne transforme gândirea și să ne păzească de toate atacurile, de toate vorbele deșarte, așa cum am citit, de toate atacurile logice și teologice care vin la adresa noastră și care ne-ar întoarce inima către Egipt, către lumea veche, către lumea păcătoasă. Ar fi total nepotrivit, ar fi un sacrilegiu, ar fi o neascultare cruntă și ar fi o lipsă de mulțumire față de Dumnezeu care ne-a scos, care ne-a izbăvit și noi să ne băgăm din nou în acea mocilă. Întoarcerea în mizerie este descrisă ca ceva care fac unele animale. Nu ne întoarcem la lume așa cum am fost în ea înainte, ci ne dorim și ne luptăm ca să rămânem în lume o biserică curată, o biserică sfințită și pusă deoparte, care are o inimă largă unul față de altul, care primește unul pe altul, da, și care nu ne îndreptățește unul pe altul, care nu vatămă unul pe altul, care nu înșală pe nimeni. Acestea sunt niște vorbe, niște atacuri pe care Apostolul Pavel le-a primit, că el ar fi acela care a vătămat pe unii, care a înșelat pe unii, care a nedreptățit pe unii, dar după aceea Pavel întoarce vorba și spune: eu n-am făcut lucrurile acestea, v-au făcut alții și voi ați fost atât de deștepți că n-ați observat. Și ați primit cu bine, ați primit foarte domol, ați primit foarte liniștiți ca să fiți înjugați, ca să fiți subjugați, ați fost duși înapoi într-un jug nepotrivit. Ținta, învățătura Apostolului, unde vrea să ajungem, este ca în mijlocul frățietății, în mijlocul bisericii, să domnească o stare, să domnească o dorință, să domnească un gând care să ne învețe și care să ne ajute pe fiecare să spunem: frate și dragule, ești în inima mea și sunt gata să trăiesc și să mor cu tine. Îmi doresc lucrul ăsta, să trăiesc și să mor cu tine. Doresc mai multă părtășie, mai mult timp petrecut împreună, mai multă rugăciune, mai multe măturisire de păcat, o mai bună cunoaștere a stării și a situației și a necazurilor tale, pentru ca acele mângâieri, acele binecuvântări pe care Dumnezeu mi le-a dat în viața mea să poată deveni pentru tine, în schimb, o mânghiere și o binecuvântare. Doar în acest mod, doar când ne raportăm la lume în acest fel, doar când viața noastră în lume și evangelizarea noastră în lume este de acest gen,
atunci vom putea spune că avem o mare încredere în voi și unii față de alții. Unitatea, dragostea, încrederea vin împreună, umblă împreună, stau împreună. Când spui cuiva, sunt gata să trăiesc și să mor cu tine, ar fi bine să fie adevărat. Ca celălalt să se bucure și să fie un adevăr pentru el. Să poată să dobândească încredere în tine. Ca să se poată lăuda cu tine acel frate. Ca frații să se poată lăuda unii cu alții. Dacă în lume auzim că unul a fost înșelat de celălalt. Noi în biserică să spunem, eu am un frate care știu că dacă ar fi nevoie ar muri pentru mine. Credeți că e de dorit lucrul ăsta pentru cei din lume? Credeți că este un lipici pentru ei? Credeți că dragostea dintre noi, unitatea dintre noi, faptul că ne pasă unii de alții, este o atracție reală, o dragoste mântuitoare pentru ei? Credeți că trăim ca și Hristos? Credeți că slujim ca și slujim pentru Hristos? Trăim pentru Hristos când trăim așa? Când între noi nu se aude de nedreptățire, de vătămare, de înșelat, ci se aude de încredere, de laudă unul față de altul, de mângâiere. Spune Apostolul, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Fie ca Domnul să ne învețe, să ne crească în această direcție, să ascultăm de cuvântul Lui, ca să ne putem și noi ridica privirile în această lume care ne înconjoară, care ne înconjoară cu multe necazuri, care ne înconjoară cu multe probleme și dureri și totuși să putem spune merg undeva, am undeva să mă retrag, am un grup, am o biserică, am un trup, am niște frați, am niște prieteni unde în ciuda tuturor necazurilor îmi saltă inima de bucurie. Unde merg cu bucurie. Cât de nefiresc e să mergi la biserică fără să te aștepți la bucurie. Este nepotrivit. Înseamnă că cineva s-a înjugat la un jug nepotrivit. Dacă nu merg la biserică știind că îmi saltă inima de bucurie și îmi va sălta, auzind cuvântul predicat și explicat, auzind mărturia fraților, cuvântul trăit în viața lor, dacă nu există această dragoste și dacă nu apare această bucurie și tresăltare a inimii, cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în viața noastră ca să ne schimbe, să ne transforme, să putem spune în mod cinstit, sincer și real, frate, vreau să trăiesc cu tine și vreau să mor cu tine. Fiindcă am trăit cândva ca un nebun în lume, am înțeles și am auzit cu bucurie despre o altă viață, despre un alt om, despre Iisus Hristos, omul desăvârșit și perfect, care a trăit o viață ascultătoare, care a trăit o viață plăcută și perfectă înaintea lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, care ne-a împăcat cu Dumnezeu și care așteaptă acum să-i stăm în slujire, să ne apropiem de El și în ascultare și în slujire față de El, să ne întoarcem cu toată dragostea față de cei pierduți, să strigăm către ei, să-i rugăm să se împace și ei cu Dumnezeu, să vină în părtășia fraților, să cunoască dragostea adevărată, să cunoască ce înseamnă o comunitate unde oamenii sunt în unitate, unde nu se neîndreptățesc, unde nu se vatămă unii pe alții, ci unde se zidesc unii pe alții, fiind fiecare o zidire nouă. Doar așa, fraților, putem să spunem că suntem ascultători față de Hristos și doar așa putem spune că nu am luat harul degeaba, nu am primit harul degeaba. Că lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt au avut un efect în viața noastră. Ne-au schimbat, ne-au transformat și ne-au pus pe o nouă cale, fiindcă într-adevăr suntem făpturi noi și avem un Dumnezeu viu și adevărat care ne iubește și iubește și pe ceilalți la care trebuie să mergem. Să ne ridicăm, fraților, să mergem în același timp,
să curățăm, să curățim viața noastră și să păstrăm curăția bisericii, pentru ca mărturia bisericii să fie una atractivă în fața lumii. Amin.